bucur că ne întâlnim la un nou curs de mecanică. Azi voi vorbi despre gravitație, mai exact despre ceea ce numim teoria clasică a gravitației, adică legea atracției universale, descoperită de cine altcineva decât de Isaac Newton. Probabil cunoașteți cu toții povestea conform căreia Newton stătea la umbră, se odihnea și medita la umbra unui măr și povestea spune că i-a căzut un măr în cap. Și atunci, dintr-o dată, Newton a avut o revelație, în minte i-a apărut legea atracției universale. Ei bine, o lege a naturii nu se descoperă în acest fel niciodată. Ca să descoperi o lege a naturii, trebuie foarte multă muncă. Trebuie să studiezi întâi ce au descoperit alții în legătură cu fenomenul pe care vrei să-l descrii printr-o lege a naturii. Trebuie să faci calcule, să găsești relații între unele mărimi și altele. Trebuie să faci experimente, dacă e posibil, observații, cu siguranță trebuie să faci. Adică descoperirea unei legi a naturii înseamnă foarte multă muncă, foarte multă transpirație. Și așa a fost și în cazul lui Newton. Deci legile naturii nu se descoperă prin lovituri în cap, pentru că dacă ar fi așa, cele mai multe legi ale naturii ar fi descoperite de cascadori. Newton s-a gândit la căderea corpurilor și deci s-a gândit și la felul în care cade un măr. Se pare că i-a spus chiar unui cunoscut că și-a pus cândva întrebarea de ce cad merele întotdeauna spre centrul pământului, adică pe verticală. Dar asta a fost doar o mică, mică, infimă parte din totalul raționamentelor pe care le-a făcut și din munca pe care a depus-o ca să ajungă la legea atracției universale. Să vedem întâi ce știa Newton înainte de a ajunge la legea atracției universale, adică care sunt acele cunoștințe pe care a clădit până la urmă teoria clasică a gravitației. Newton știa de la Galileo Galilei și de la alții că toate corpurile cad cu aceeași accelerație, indiferent de masă. Asta e prima cunoștință necesară. Apoi, el știa, și n-avea cum să nu știe, pentru că el descoperise două dintre ele, știa principiile dinamicii, fără de care nu se poate ajunge la legea atracției universale. Și mai știa, de asemenea, legile lui Kepler despre mișcarea planetelor. Bineînțeles că el știa mult mai multe lucruri decât ceea ce am spus acum, dar voi încerca să arăt că aceste trei cunoștințe sunt suficiente ca să ajungem, mergând pe urmele lui Newton, la legea atracției universale. Deci, este vorba despre corpurile cad toate cu aceeași accelerație, principiile dinamicii și legile lui Kepler. Să le luăm pe rând. Să vedem ce putem afla din faptul că toate corpurile cad cu aceeași accelerație folosind principiile dinamicii. Accelerația pe care o capătă un corp când asupra lui acționează forță se poate calcula cu formula A este egal cu F supra M, adică este raportul dintre modulul forței și masa corpului. Care este forța care acționează asupra corpurilor atunci când sunt în cădere? Este forța cu care le atrage Pământul. Este ceea ce numim greutate. Greutatea este forța cu care Pământul atrage un corp. Dar dacă toate cad cu aceeași accelerație, înseamnă că această forță, adică greutatea, să scriem acum greutatea împărțită la masă, trebuie să fie proporțională cu masa corpurilor. Din moment ce accelerația nu depinde de masă. Asta înseamnă că
dacă masa crește de 5 ori și greutatea crește de 5 ori, raportul lor este același și asta explică de ce accelerația de cădere a tuturor corpurilor este aceeași. Această accelerație o numim azi accelerație gravitațională, o notăm cu litera G mic și are aproximativ valoarea 9,81 metri pe secundă la pătrat. Deci primul lucru pe care îl aflăm este că forța cu care corpurile sunt atrase de pământ este proporțională cu masa corpurilor respective. Putem să scriem F este proporțional cu M. Dar acum să ne gândim la două corpuri care se atrag. Și în cazul despre care am vorbit până acum, e vorba de două corpuri. Pământul atrage markerul, dar și markerul atrage pământul. Principiul al treilea al dinamicii ne vorbește despre acțiune și reacțiune. Să ne gândim la două corpuri care se atrag și care au masele M1 respectiv M2. Am văzut până aici că forța cu care se atrag cele două corpuri, pentru că, repet, nu e vorba doar de forța care acționează asupra unui corp, este o interacțiune între două corpuri. Pământul atrage corpurile, dar și corpurile atrag pământul. Deci am văzut că această forță este proporțională cu masa unuia dintre corpuri. Dar acțiunea și reacțiunea sunt două aspecte ale aceluiași lucru, ale unei interacțiuni. Înseamnă că raționamentul pe care l-am făcut pentru un corp trebuie să fie valabil și pentru celălalt. Adică de ce ar fi forța proporțională doar cu masa unuia dintre cele două corpuri și n-ar fi proporțională și cu masa celuilalt? Adică dacă pământul și-ar schimba masa, ar crește masa pământului, n-ar crește oare forța cu care el atrage corpurile? Ba da! Pentru că am văzut că și forța cu care este atras un corp crește odată cu masa corpului respectiv. Și atunci înseamnă că putem să generalizăm ceea ce am scris mai înainte și anume să scriem că forța cu care se atrag două corpuri este proporțională atât cu masa unuia cât și cu masa celui de-al doilea. Sau, pe scurt, putem scrie forța este proporțională cu produsul dintre M1 și M2. Deci, asta putem găsi din faptul că toate corpurile cad cu aceeași accelerație și folosind principiile dinamicii. Deocamdată știm, deci, că dacă două corpuri au masele M1 și M2, atunci ele se atrag cu o forță care este proporțională cu produsul maselor corpurilor. Dar, oare această forță nu depinde și de distanța dintre corpuri? Și aici intervin legile lui Kepler. Acum vom vedea ce putem afla folosind legile lui Kepler. Legea a treia a lui Kepler spune că pătratul perioadei de revoluție a unei planete, adică T pătrat, este proporțional cu cubul semiaxei mari a elipsei pe care se mișcă planeta respectivă. Deci cu A la puterea a treia. Dacă aproximăm traiectoria eliptică a planetei printr-un cerc, și putem să facem asta, nu schimbă cu nimic raționamentele pe care urmează să le facem, atunci putem scrie că T pătrat este proporțional cu raza orbitei planetei la puterea a treia. Și de acum încolo vom considera că orbita planetei este un cerc. Pentru că, repet, se poate arăta că asta nu schimbă cu nimic esența raționamentelor pe care le facem. Deci, cu alte cuvinte, pătratul perioadei de revoluție a unei planete este proporțional cu cubul distanței planetei respective de Soare. Se vede evident că dacă crește distanța până la Soare, crește și perioada. Și Newton mai știa ceva ce noi vom afla în cursul următor, care va fi un curs despre mișcarea circulară. Și anume știa că dacă vrem ca un corp să se miște pe o traiectorie circulară,
atunci e nevoie de o forță pe care azi o numim forță centripetă, forță centripetă care se calculează cu formula masa ori viteza la pătrat supra R, unde R este raza traiectoriei, M este masa corpului care se rotește, se mișcă pe traiectoria circulară și V este viteza lui liniară. Deci această forță centripetă necesară pentru mișcarea planetelor este forța cu care planeta este atrasă de Soare. Nu există alta. Este o forță gravitațională. Și acum, cum putem calcula această viteză? Păi, viteza cu care se mișcă o planetă pe orbita ei se poate calcula ca fiind 2πr, adică lungimea cercului pe care îl descrie planeta respectivă, împărțit la perioadă, adică la în cât timp descrie planeta distanța respectivă. Și acum să înlocuim, să substituim această relație a vitezei în formula forței centripete. Și avem forța centripetă, este egală cu m supra r și vine v pătrat, adică 4π pătrat ori r pătrat supra t pătrat. Se simplifică odată raza și observăm că forța centripetă este proporțională cu raza traiectoriei împărțită la perioada la pătrat. Pentru că restul sunt constante. 4π pătrat, masa planetei. Masa planetei este constantă. Deci forța centripetă e proporțională cu raportul distanța de la planetă până la Soare supra perioada de revoluție a planetei la pătrat. Dar legea a treia a lui Kepler ne spune că perioada este proporțională, perioada la pătrat este proporțională cu raza orbitei la a treia, cu distanța de la planetă până la Soare la puterea a treia. Ceea ce înseamnă că aici, în loc de t pătrat, am putea să scriem o constantă înmulțită cu r la a treia. Constanta nu ne interesează și forța centripetă devine proporțională atunci. Gândiți-vă că dacă la numitor aș avea r la a treia, se simplifică odată cu r, devine proporțională cu 1 supra r pătrat. Și am aflat un lucru foarte, foarte important, că forța de atracție gravitațională dintre două corpuri scade cu pătratul distanței. Adică dacă distanța crește de 2 ori, forța scade de 4 ori. Dacă distanța crește de 3 ori, forța scade de 9 ori. 3 la pătrat este 9 și așa mai departe. Și atunci știm deja că forța de atracție gravitațională dintre două corpuri cu masele M1 și M2 care se găsesc la distanța R unul de celălalt trebuie să fie proporțională cu produsul M1 ori M2 și invers proporțională cu pătratul distanței dintre cele două corpuri. Deci am ajuns deocamdată la această relație. Acum suntem aproape gata cu deducerea formulei, pentru că am ajuns până la această proporționalitate și trecerea de la proporționalitate la egalitate se face prin înmulțire cu o constantă. Și atunci avem în final forța F este K ori M1 ori M2 supra R pătrat, unde K este așa numită constantă gravitațională, constanta câmpului gravitațional. Newton nu putea să facă experimente prin care să găsească valoarea lui K, pentru că nu-i permiteau mijloacele tehnice din vremea lui. Să vedem de ce. Cu cine este de fapt egal K? Din această relație, K este forța înmulțită cu R pătrat supra produsul M1 ori M2. Dacă în această egalitate
am putea să facem în așa fel încât tot ce nu este forță, toată partea asta să aibă valoarea 1, atunci constanta atracției gravitaționale ar deveni egală numeric cu forța. Păi putem face acest lucru în felul următor. Cele două mase să fie egale între ele, M1 egal cu M2 și amândouă să fie de 1 kg, iar distanța dintre cele două corpuri să fie de 1 metru. Și atunci, toată această parte ia valoarea numerică 1, iar constanta K devine numeric egală cu forța F. Deci, de fapt, ce este constanta atracției gravitaționale? Constanta atracției gravitaționale este numeric egală cu forța cu care se atrag două corpuri cu masele de câte 1 kg atunci când sunt la distanța de 1 metru unul de celălalt. Vă dați seama că această forță este foarte, foarte mică. Din moment ce forța cu care Pământul întreg atrage un corp este atâta cât vedem în fiecare zi manipulând obiectele, înseamnă că forța cu care se atrag două corpuri cu masele de 1 kg, chiar dacă sunt doar la distanța de 1 metru, trebuie să fie foarte, foarte slabă și așa și este. Deci Newton nu putea să facă un experiment prin care să găsească valoarea constantei K. Dar asta nu îi scade cu nimic meritul extraordinar de a găsi această relație, formula legii atracției universale. Dacă vi s-a părut că a fost ușor să ajungem la această formulă, nu uitați că este foarte ușor să ajungi undeva dacă cineva ți-a pregătit drumul. Dar dacă trebuie să-ți pregătești tu drumul și să parcurgi singur drumul respectiv, lucrurile se schimbă cu mult. Ce s-a întâmplat cu constanta K din legea atracției universale? Ei bine, oamenii au trebuit să aștepte 111 ani de la publicarea monumentalei lucrări a lui Newton, Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, au trebuit să aștepte până în anul 1798, când un alt englez cu numele Cavendish a reușit să măsoare în laborator constanta K. A reușit să facă un experiment al cărui dispozitiv experimental îl puteți vedea în desenul din figură, cu ajutorul căruia a reușit să determine constanta, valoarea constantei K. Cum? Dacă vă uitați la această relație, vedeți că pentru a ști cât este K, trebuie să știm ce mase au corpurile care se atrag, la ce distanță sunt ele și cu ce forță se atrag. Ultimul lucru este dificil, pentru că forțele gravitaționale dintre corpuri cu mase relativ mici sunt extraordinar de slabe. Cavendish a reușit totuși să măsoare forța cu care se atrag două bile de plumb, una mai mică, una mai mare. Așa cum vedeți în desen, el s-a folosit de ceea ce se numește o balanță de torsiune. Adică era un fel de halteră cu două sfere de plumb la capăt, care era suspendată de mijlocul ei printr-un fir, un fir elastic. Și erau alte două sfere mari de plumb, care se puneau în apropierea sferelor mici, și sub acțiunea forței de atracție dintre sfere, acea halteră, să-i spunem așa, cu sferele mici la capăt, se rotea. Pentru că exista o forță de atracție între bilele de plumb.
Și din unghiul cu care se rotea balanța de torsiune, Cavendish a putut să calculeze forța, pentru că există o forță elastică care apare într-un fir atunci când îl torsionăm, atunci când îl răsucim, și forța respectivă se poate calcula. A fost un experiment remarcabil de sensibil pentru tehnica perioadei în care s-a desfășurat, pentru că, de fapt, Cavendish a trebuit să măsoare forțe de ordinul 10 la minus 7 newton. 10 la minus 7 newton. Deci 0,6 de 0 și apoi urmează ceva newton. Dar a reușit și a rămas în istoria științei cu un nume, cu o poreclă interesantă, și anume omul care a cântărit pământul. Să vedem de ce. Dacă scriu greutatea unui corp ca fiind forța cu care corpul respectiv și pământul se atrag, atunci am G egal cu K, și aici vine masa corpului și masa pământului. Masa corpului înmulțită cu masa pământului. Supra, cât este distanța de la un corp de la suprafața pământului până la pământ? Păi întotdeauna trebuie să luăm distanța până în centrul corpurilor. Și aici, dacă vă uitați la cele două corpuri despre care am vorbit la început, distanța pe care o măsurăm nu este de la marginea unui corp până la marginea celuilalt, ci din centrul unui corp până în centrul celuilalt, mai exact din centrele de masă. E, același lucru e valabil și în cazul nostru. Distanța dintre noi, aici la suprafața Pământului, și Pământ, din punct de vedere gravitațional, este raza Pământului. Pentru că, repet, trebuie să măsurăm distanțele până în centrele de masă. Și atunci, la numitorul acestei fracții, am raza Pământului la pătrat. Și acum, dacă eu știu ce masă are un corp și știu ce greutate are corpul respectiv, două lucruri foarte simple, și știu raza Pământului, se știe raza Pământului, și acum, pentru că a fost cineva care l-a măsurat pe Kappa, Cavendish, îl știu și pe Kappa, atunci singura necunoscută din această ecuație rămâne masa Pământului. Deci în momentul în care Cavendish l-a măsurat pe Kappa, de fapt el a măsurat masa Pământului. Pentru că imediat s-a putut calcula ce masă are Pământul tot, planeta Pământ. Și a rămas, repet, în istorie, cu numele de omul care a cântărit pământul. Legea atracției universale a însemnat un uriaș pas înainte pentru fizică și pentru știință în general, printre altele pentru că a reprezentat prima mare unificare. Ea a unificat ceea ce se numea mecanica cerească cu mecanica terestră. Adică până atunci oamenii credeau că planetele și toate corpurile cerești au niște legi de mișcare, niște legi ale mecanicii, diferite de legile mecanicii de pe Pământ. Deci exista o mecanică a cerului și o mecanică a Pământului. Dar prin legea atracției universale și prin principiile dinamicii, Newton a arătat că aceleași legi care sunt valabile aici pe Pământ, guvernează și mișcarea planetelor și mișcarea lunii în jurul Pământului și absolut tot ceea ce vedem în spațiul cosmic.
Gravitația este în bună măsură responsabilă de structura Universului, de felul în care este organizat Universul. Este în mare măsură responsabilă pentru faptul că există galaxii, că există sisteme stelare, că există stele, pentru că stelele și sistemele planetare din jurul lor se formează sub acțiunea forțelor gravitaționale. Deci este o forță care este responsabilă de cum arată lumea la scară mare și este una dintre cele patru forțe fundamentale ale naturii. Sper că ați învățat ceva din acest curs. La revedere!